Domnul Iisus Hristos a înviat și astăzi este în mijlocul nostru. El este Cel care a biruit moartea, El este Cel care a biruit păcatul și El este Cel care l-a biruit pe cel rău. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Hristos a venit în lume ca să distrugă lucrările celui rău sau lucrările diavolului. Și acest lucru s-a realizat atunci când Iisus Hristos a fost atârnat pe o cruce, atunci când Iisus Hristos a murit, atunci când Iisus Hristos a înviat. Și El astăzi este Cel care stă la dreapta lui Dumnezeu și noi am venit în locul acesta pentru a ne închina, pentru a-L glorifica, pentru a-L binecuvânta pe Cel care este viu în vecii vecilor, slăvit să fie în numele Lui. În această dimineață vă invit ca împreună cu mine să venim și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, capitolul 16, începând cu versetul 1. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, începând cu versetul 1. Pagina Sfintelor Scripturii 984, traducerea Cornelescu. Vom da citire cuvântul Domnului. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâi a săptămânii s-au dus la mormânt de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au spăimântat. El le-a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde îl puseseră. Amin. În această dimineață ne întoarcem la acea întâmplare care a avut loc cu mii de ani în urmă și este o întâmplare autentică, este un eveniment care a avut loc cu adevărat și este un eveniment care ne-a schimbat nouă viața. Să știți că și mărturia învierii Domnului Iisus Hristos suntem noi cei care suntem astăzi în casa Domnului. Pentru că și prin învierea Lui am fost înviați și noi din moartea păcatului. Aceasta este o dovadă că Iisus Hristos este Cel care a înviat, slăvit să fie numele Lui. De asemenea, despre o altă dovadă, dacă am putea ca să vorbim în această zi, este dovada martirilor, dovada acelor oameni care au fost gata ca să moară pentru credința lor în Hristos. Care dintre oameni ar putea ca să moară pentru o idee? Poate să fie 1, 2, 3, nu mai mulți. Au fost mii de oameni care au mers și au suferit în numele Domnului Iisus Hristos pentru că și ei au crezut că și El a înviat, slăvit să fie în numele Domnului. Dacă ne uităm la viața apostolului Pavel, vedem că și omul acesta a avut de suferit mult pentru Domnul Iisus Hristos. Acest om a avut de asemenea și biruință spirituală. Un al treilea exemplu pe care spune Pavel, scrie în Scripturi despre sine și spune că am fost bătut de câteva ori. De câteva ori s-a sfârmat corabia sub mine. Am fost împroșcat cu pietre și aproape a fost mort. Și multe alte istorii de acestea neplăcute prin care a trecut apostolul Pavel. Și totuși omul acesta a rămas credincios. De ce? Pentru că Iisus Hristos a înviat, slăvit să fie în numele Domnului. Noi astăzi începem o nouă serie de predici care poartă denumirea Scopul Suferinței lui Iisus Hristos. Și titlul predicii din această dimineață este Biruința asupra morții, slăvit să fie Domnul. Unica persoană din acest univers care a biruit moartea
Acesta este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Moartea, legăturile morții n-au putut ca să-L țină în mormânt. Moartea nu a avut nicio autoritate asupra Lui. Dacă citim Romani capitolul 1, se spune că din pricina sfințeniei sale, Dumnezeu Tatăl este Cel care L-a înviat din morți, laudă Lui. În această zi ne punem întrebarea, de ce a înviat Iisus Hristos? Și o să căutăm ca să răspundem la această întrebare. Care a fost scopul învierii Domnului Iisus Hristos? Scriptura este cea care ne relatează această întâmplare minunată, această minune, dar de asemenea Scriptura ne vorbește și despre alte învieri. Dar învierea Domnului Iisus Hristos este diferită de celelalte. În primul rând, știți de ce? Că și toate cele învieri care au fost până la Domnul Iisus Hristos au fost făcute de El însuși. Hristos a fost Cel care a înviat anumite persoane. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, întâlnim câteva relatări sau câteva exemple când Domnul Iisus Hristos, arătându-și puterea și dumnezeirea sa, a intervenit în anumite situații de genul acesta. Când s-a confruntat cu moartea, a intervenit și a adus eliberare de sub puterea morții. Primul exemplu pe care vreau să-l menționez în această zi este exemplul fiicei lui Iair. A fost un om, a fost un fruntaș al sinagogii, a fost un om care era temător de Dumnezeu. Și interesant este că și în familia oamenilor care se tem de Domnul și în viața acestor oameni vin problemele. Și în viața acestor oameni vin necazurile. Se spune că această fiică s-a îmbolnăvit și Iair a trimis pe cineva care să meargă și să-i spună învățătorului să vină în casa lui. Când a venit învățătorul, fiica lui Iair era deja moartă. Și Domnul Iisus Hristos spune că s-a atins de ea, a înviat-o și ne punem întrebarea, de ce? Știți de ce? Pentru că inima unui tată a fost rănită, inima unui tată a fost în disperare, inima unui tată care și-a pus încrederea în Dumnezeu a fost răsplătit pentru credința lui. Domnul Iisus Hristos a înviat fiica lui Iair. O altă relatare a Sfintelor Scripturi este aceasta, căci era o văduvă și avea un singur fiu, singura nădejde din casă, singura speranță, cum spun părinții, lumina ochilor ei, atunci când îl vedea dimineața că poate se ridica și se ducea în câmp la lucru, se bucura de el. Seara când se întorcea obosit de la câmp, mama îi punea mâncare pe masă. Dar a venit un timp când acest fecior, când acest băiat s-a îmbolnăvit și a murit. Și spune că își mergea cortegiul acesta spre cimitir și în cale venea Domnul Iisus Hristos cu ucenicii săi. Două cortegii, cortegiul morții și cortegiul vieții. Și când se întâlnesc aceste două cortegii, biruitor este Domnul Iisus Hristos și înviază acest fiu. Îl înviază, de ce? Pentru că inima unei mame fuseseră zdrobită și Domnul Iisus Hristos nu rămâne indiferent, ci intervine și face o minune, îl întoarce pe acest fiu mamei. Lazar, atât vreau să-l menționez în această zi, este că a murit un om, un frate, a murit un frate mai mare și un prieten al Domnului Iisus Hristos. Și acesta este cine? Este Lazar. Fiecare cunoaștem acest lucru. Istoria este descrisă în Ioan capitolul 11. Acest om era mort de mult și spune că omenește nu mai era nicio speranță. Chiar și sora lui Lazar, atunci când Domnul Iisus Hristos a venit și i-a spus, tu crezi în înviere? Și i-a spune, eu cred în învierea zilei de apoi. Și Iisus îi spune, nu a zilei de apoi, ci a zilei de astăzi. Astăzi
Lazar va învia și Domnul Iisus Hristos vine, îl înviază pe Lazar. De ce? Pentru ca cei care erau prezenți să creadă în Domnul Iisus Hristos. Spune că și după aceasta mulți din cei prezenți care erau acolo au crezut în cine? Au crezut în Iisus Hristos. Și totuși aceste relatări nu răspund la întrebarea de ce a înviat Iisus Hristos. Primul lucru pe care vreau să-l scot în evidență în această zi este acesta. Iisus Hristos a înviat pentru a dovedi că niciun obstacol nu este de netrecut în această viață. Credeți lucrul acesta? Credeți că toate obstacolele din viața aceasta se pot trece? Eu cred că împreună cu El noi putem să trecem prin această viață biruitoare. Puteți să spuneți amin? Oricât de mare n-ar fi obstacolul, vreau să privim în Scriptură și să observăm căci femeile acestea pioase, femeile acestea credincioase, care mergeau la mormântul Domnului Iisus Hristos, mergeau prin credință. Știți de ce? Pentru că ele erau conștiente de anumite obstacole pe care ele nu puteau ca să le treacă. Care au fost aceste obstacole? Primul a fost piatra de la mormânt. Primul și cel mai greu poate pentru ele nu și imaginau, dar observați, spune Scriptura, că ele mergeau, chiar dacă acolo era o piatră. Unii încearcă să spună că piatra avea o tonă sau mai mult sau câteva sute de kilograme, dar nu importă când tărea piatra. Adevărul este, ideea este că sau 200 de kilograme, sau 1000 de kilograme, aceste femei nu puteau ca să dea piatra la o parte. Dar ce este minunat, că atunci când vin în locul acesta, văd că Dumnezeu este Cel care a intervenit și a dat ce? A dat piatra la o parte. A dat piatra la o parte. De multe ori în umblarea noastră cu Dumnezeu, în umblarea noastră prin credință, atunci când sunt anumite obstacole în viața noastră, ele n-ar trebui ca să ne oprească. Chiar dacă ne este frică, chiar dacă nu știm cum se vor rezolva lucrurile, mergem înainte încrezându-ne căci Dumnezeu este Cel care va rezolva aceasta. Amin, biserică? Femeile puteau să spună în prima zi a săptămânii, este piatra? Ucenicii s-au împrăștiat, nici nu știm unde sunt ei, da? Care este rostul să mergem la mormânt? Problema oricum nu se rezolvă. Care este rostul? Lăsăm cum se vor petrece lucrurile, așa o să fie. De multe ori atunci când nu avem anumite posibilități în viața noastră, atunci când suntem lipsiți poate de puterile noastre fizice, venim și dăm mâinile în jos și spunem, nu se poate de făcut nimic. Dar Domnul Iisus Hristos a înviat pentru a dovedi că niciun obstacol nu este de netrecut, slăvit să fie în numele Domnului. Când au venit aceste femei, au găsit piatra dată la o parte. Un alt obstacol era sigiliu. Bine, cu piatra ne mai descurcăm noi. Plătim pe cineva, aducem macaraua, o dăm la o parte, s-o rezolva problema. Dar era ceva mai important acolo decât piatra. Era un sigiliu. Era un sigiliu al marelui preot, probabil, care interzicea darea petrei la o parte. Sunt obstacole fizice, pentru că suntem limitați fizic, dar de multe ori sunt obstacole legislative care ar putea de asemenea să ne împiedice ca să realizăm lucrarea lui Dumnezeu, ca să putem să facem un anumit lucru. Și iarăși, aceste femei, atenție, nu spun că ce este sigiliu, ci merg unde? Merg iarăși. Merg la cimitir cum? Merg prin credință.
Merg prin credință și atunci când ajung acolo văd două lucruri. Piatra dată la o parte și sigiliu rupt. De ce? Pentru că mai sus de legislația și regulile omenești stă cine? Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Atunci când toate spun că este imposibil, la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Atunci Dumnezeu este Cel care intervine. De multe ori oamenii vin și spun o anumită problemă și spun, uite cum se va rezolva. Vreau să vă spun că își privesc uneori în ochii lor cu frică și cu cutremur și spun, nu știu. Nu știu ce să vă spun. Dar haideți să ne rugăm, haideți să ne punem încrederea în Dumnezeu, pentru că El poate să rezolve și probleme de genul acesta. Un alt obstacol era garda, paza. În Matei ne este descris această istorie și ni se spune că marii preoți, după ce Domnul Iisus Hristos a murit și a fost pus în mormânt, au venit la Pilat și i-au spus următoarele lucruri. Auzi, ar putea ucenicii lui Iisus Hristos să meargă noaptea și să fure trupul lui și apoi să spună că a înviat. Și apoi să spună că a înviat. Spune, noi am pus o piatră, dar avem nevoie de o gardă, avem nevoie de o pază. Și știți ce le spune Pilat? Aveți garda voastră. Puteți să citiți lucrul acesta în Evanghelia după Matei. Și vedem că și preoții rezolvă și această problemă și pun acolo oameni de pază. Dar vreau să înțelegem un lucru, căci oamenii care au fost pus acolo de pază nu au fost oameni simple, n-au fost niște ostași de ceștia care își fac serviciul militar, care sunt impuși de stat sau sunt impuși de nu știu cine. Acești oameni probabil că ci erau bine plătiți. Erau oameni care aveau leafă, erau oameni care erau profesioniști a celor lucruri pe care ei le făceau. Deci nu erau de aceștia cum era pe timpul Uniunii Sovietice, soldat spit, slujba idiot. Înțelegeți? Deci dacă el stătea la post, atunci stătea la post. Da? El stătea la post și nimic nu-l putea ca să-l facă ca el să fugă de acolo. Spune că ce a fost nevoie ca Dumnezeu să intervină într-un mod supranatural și să vină un înger care să-i umple de frică pe acești oameni, da? Ca ei să nu mai poată să stea acolo, ca să fugă de acolo, ca să se înspăimânte. Da? De multe ori noi ne întâlnim cu astfel de probleme, dar problema nu era doar atâta căci oamenii care stăteau de pază erau niște ostași de elită. Problema era mult mai mare. În spatele acestor oameni stătea o religie care îi oprea pe oameni ca să se apropie de Dumnezeu, cu părere de rău. De multe ori, duhul acesta al religiei, când oamenii spun că religia noastră este cea mai dreaptă, obiceiul nostru îl țin părinți dintre părinți. Lucrurile acestea, dar a venit într-o zi Domnul Iisus Hristos în viața noastră, când ne-a eliberat și ne-a dat biruință, slăvit să fie Domnul. Apoi, ultimul obstacol a fost îngrijorarea. A fost îngrijorarea, a fost disperarea, a fost depresia, a fost ceva
care numai Domnul Iisus Hristos putea ca să rezolve. Dacă veți merge acasă și veți citi Ioan, capitolul 20, veți observa că acest evanghelist scrie despre Maria, care atunci când a venit la mormânt, spune, Maria și de afară lângă mormânt și plângea. Vă rog ca să fiți foarte atenți la acest pasaj. Spune, pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus. Unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Omul plânge când este disperat. Omul plânge când are o durere. Oamenii plâng atunci când sunt în depresie. Oamenii plâng atunci când sunt în deznădejde. Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus, spune Scriptura. Dar marele paradox, stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Știți ce se întâmplă de multe ori? Atunci când suntem în astfel de situații, noi vedem problema și nu-L vedem pe Dumnezeu în viața noastră. De multe ori am avut ocazia ca să stau cu oameni de vorbă și oamenii au venit și au spus, uite, asta este problema mea. Și am spus, cum pot să ajut această persoană? Am luat Scriptura și am început să-i spun, uite, aici asta este scris. Uite, aici asta este scris. Aici asta este scris. Asta este promisiunea lui Dumnezeu și așa mai departe. Și mă uit la om și omul spune, și mai poți să-mi spui ceva? Și spun, uite, nu pot să-ți spun nimic. De ce? Pentru că și tu vezi problema ta, dar tu nu vezi ceea ce spune Dumnezeu, că El poate să rezolve această problemă. Și atunci am spus, dacă tu nu ai să iei decizia ca să refuzi să privești la problema ta, ca să refuzi să accepți acele sentimente negative care sunt în viața ta, atunci nu vei putea ca să ieși biruitor. Acum este nevoie ca să te încrezi în ceea ce spune Dumnezeu despre problema ta, ca să te încrezi în ceea ce poate face El, pentru că nu este niciun obstacol care să nu-l poți trece împreună cu Iisus Hristos. Nimic nu poate să ne stea împotrivă, pentru că prin Hristos noi suntem biruitori. Puteți să spuneți un amin în această zi? Domnul este Cel care ne dă biruință. Deci primul lucru, Iisus a înviat pentru a dovedi că niciun obstacol nu este de netrecut. Un al doilea lucru este că Iisus Hristos a înviat pentru a da iertare și eliberare de păcate. Iisus Hristos a înviat ca să, în primul rând, să ne aducă iertarea. Să ne aducă iertarea, pentru că păcatele noastre sunt un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatele noastre sunt ca o povară pe umerii noștri. Conștiința noastră care este robită de păcat este cea care vine și ne mustră și noi nu ne găsim pacea, nu ne găsim alinul nostru. Dar Iisus Hristos a venit în această lume, a murit în locul nostru, a înviat pentru a ne aduce iertare de păcate și eliberare. Haideți să venim și să citim un verset care este scris în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 3, spune Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. Câteva lucruri foarte importante în acest mic pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, ni se spune că Dumnezeu are față de noi oamenii o îndurare deosebită. Dumnezeu are o îndurare față de noi deosebită. De multe ori noi încercăm ca părinți să ne comparăm cu Dumnezeu
și să vorbim despre îndurarea pe care o au părinții. Dar vreau să vă spun că îndurarea părinților uneori are limită. Mila părinților uneori are limită. Și probabil că mulți cunoaștem istorii din viața noastră când părinții nu-și pot ierta copiii. Ați întâlnit astfel de situații? Când părinții nu-și pot ierta copiii, când copiii nu-și pot ierta părinții, de ce? Pentru că și-au greșit unii altora. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi am greșit și noi ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune că în îndurarea sa cea mare ce a făcut față de noi, ne-a născut din nou prin învierea cui? Prin învierea lui Iisus Hristos. Spune Scriptura că noi am fost îngropați în moartea lui, Romani capitolul 6, și am fost înviați cu Hristos la o viață nouă, slăvit să fie Domnul. În Hristos, spune Scriptura, noi am primit iertarea, dar de asemenea, în Hristos, noi am primit și eliberarea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi ne-am născut și am moștenit o natură păcătoasă, o natură care este înclinată spre păcat, care este înclinată spre răzvrătire, care este înclinată spre a ne răscula împotriva voiei lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu de asemenea ne dă o nădejde și ne spune în Romani capitolul 8 că legea Duhului de viață în Hristos Iisus ne-a eliberat de ce? De legea păcatului și de legea morții. Slăvit să fie Domnul! Iisus Hristos a înviat pentru a ne da iertare și pentru a ne elibera de sub puterea păcatului. Și în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca să ne vedem oameni liberi, ca să ne vedem oameni răscumpărați, ca să ne vedem oameni care avem o viață nouă, care avem o identitate nouă în Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață vine și ne spune că noi suntem ce? O făptură nouă în Hristos Iisus. Vreau să vă pun întrebarea, câți dintre voi vă vedeți așa? 2 Corinteni 5:17, căci în Hristos suntem o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că și toate lucrurile s-au făcut noi. Un al treilea lucru despre care doresc să vorbesc în această dimineață este acesta. Iisus Hristos a înviat ca să ne garanteze că vom învia și noi. Iisus Hristos a înviat ca să ne garanteze că o să înviem și noi. În 1 Corinteni, capitolul 15, o să puteți să citeți lucrul acesta, această învățătură acasă, Apostolul Pavel vine și ridică întrebarea și spune așa, dacă Hristos n-a înviat, atunci noi suntem pierduți. Atunci noi nu avem nicio nădejde. Dacă Hristos n-a înviat din morți, înseamnă că nu există o înviere a morților. Dacă Hristos n-a înviat din morți, atunci noi n-ar trebui ca să fim în locul acesta. Atunci noi nu avem nicio nădejde, noi nu avem nicio speranță. Atunci noi suntem pierduți. Atunci este vai și amar de noi. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, Apostolul Pavel spune, dar Hristos a înviat și noi suntem mărturia învierii Lui. Și uitați-vă ce scrie el. Spune, dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Îmi place nouă traducere a Bibliei în limba română care... Traducătorii au tradus acest verset în felul următor, spune, dar acum Hristos a înviat din morți, fiind primul rod dintre cei care au adormit. Deci Iisus Hristos a înviat din morți fiind primul rod, fiind primul.
Și odată ce El va a înviat, cuvântul este cel care ne asigură căci va fi și o înviere a morților, a morților care au murit în Iisus Hristos. Crezul pe care noi de multe ori îl rostim, noi spunem, cred într-o înviere a morților. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetele 17, apostolul Pavel scrie, dar întâi vor învia cei ce au murit în Hristos, iar noi cei care am rămas în viață vom fi răpiți în văzduh pentru a ne întâlni cu Domnul. Deci va veni o zi în istoria omenirii când Domnul Iisus Hristos va veni în această lume, va veni ca să ia pe ai săi acasă, va veni ca să-și răpească biserica sa. Și noi nu știm dacă în acea perioadă, în acel moment istoric a omenirii vom fi în viață sau nu. Dar nădejdea noastră este că dacă nu vom fi în viață, vom fi înviați și vom împărăți împreună cu Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Iisus Hristos este Cel care a biruit moartea. Iisus Hristos este Cel care a triumfat asupra morții și în această zi s-au cântat aceste cântări frumoase. În această zi s-au rostit aceste poezii frumoase care, prin care se explică și se vorbește despre nădejdea pe care o avem noi în Hristos Iisus. În această zi te rog ca să-ți pui toată nădejdea în El, să-ți pui nădejdea în moartea și în învierea Lui, pentru că și prin El noi am fost răscumpărați și prin El noi am fost mântuiți. Spre încheiere doresc ca să citesc încă două versete de la Romani, capitolul 3, care îmi plac atât de mult și să le păstrăm în mintea și în inima noastră, pentru că ele sunt cele care ne dau o nădejde, ele sunt cele care ne dau o speranță. Romani, capitolul 3, începând cu versetul 25. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vedere păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus Hristos. Îmi place atât de mult acest adevăr pe care ne-l descoperă Sfânta Scriptură. Spune căci Dumnezeu este Cel care ne socotește pe noi cum? Neprihăniți, fără păcat, îndreptățiți în Domnul Iisus Hristos. În această dimineață îmi plec genunchii înaintea Lui și îi mulțumesc pentru că El a murit în locul meu pe cruce, pentru că El a înviat a treia zi după Scripturi, căci împreună cu El am înviat și eu, împreună cu El sunt binecuvântat și în El sunt socotit, neprihănit, slăvit să fie în numele Domnului.